cred că pe muzică ea poate face foarte mult. Am văzut cât de mult a putut fi atât în rol de acompaniator, să zic, atunci când a început să le acompanieze pe surori în pandemie, când aveam voie să interacționăm cu profesorii și ele voiau să meargă la concursuri de muzică și aveau nevoie și cea de violoncel și vioara de acompaniament la pian. Și înțeleg că nu este ușor să faci acompaniament la pian, înțeleg că pianul ajută foarte mult, susține sau poate să strice, practic, lucrarea celuilalt instrument. Văd cu câte lani studiază acum contrabasul, deci mă uitam acum de, practic, de 5 luni, dacă pot să spun, a început să studieze contrabasul, mai puțin acum pe vacanță, că ca orice vacanță este mai haotică. Și faptul că a reușit să pună cu celelalte două surori și să cânte la contrabas mi se pare incredibil doar în 5 luni. Deci ei pe ea o văd tot așa în direcția muzicii, dar cumva completând contrabasul cu pian. Părinții au un mare, mare rol. În general, părinții nu știu ce înseamnă contrabasul și tot timpul contrabasul este vitregit de dimensiunea lui și greutatea lui. De greutatea nu este așa de mare, poate să aibă și 9 kg, între 9 și 12 kg, dar este într-adevăr mare. Da? Și atunci părinții își spun că, vai, mai ales pentru o fată e așa de greu. Culmea e că pentru fete este mai ușor să cânți la contrabas decât la violoncel, pentru că în orchestră îți cară recuziterii contrabasul și nu trebuie să mergi decât cu arcușul. Pe când la violoncel trebuie să vii tot timpul cu violoncelul în spate. Ana este foarte ambițioasă, este foarte talentată. Faptul că a făcut pian înainte este un mare plus și îi prevăd mari șanse să facă un contrabas la cel mai mare nivel. Contrabasul este mai puțin accesibil, da, pentru că are un cost mare și practic ea ca fetiță și la statuie ar cânta pe un contrabas 3/4, dar ar trebui un instrument chiar de începător, dar care să aibă un sunet bun. Acum lucrează prin bunăvoința unui prieten al profesorului și fost muzician, care i-a cedat pro bono acest instrument vechi și cu mai multe sperturi, dar totuși are pe ce să lucreze. Asta e important, că a putut exersa. Am revenit, doamnelor și domnilor, la Intrare Liberi, o ediție atipică astăzi. Fragmentul din emisiunea colegei noastre, Ruxandra Țuchel, ne-a făcut trecerea către această parte a doua a emisiunii. O am alături de mine pe colega mea, Valentina Băințan, și împreună o avem cu noi în studio pe Ana Țoța, tânăr muzician, iar prin intermediul legăturii Zoom sunt alături de noi Georgeta Moga și Călin Vultur, asociați în atelierul Milasis din Reghin. Și în prezența noastră aici în studio este noul contrabas pe care Ana îl are grație generozității celor doi invitați care sunt alături de noi prin intermediul legăturii de pe internet. Vă salut pe toți și vă spun bun venit la TVR Cultural. Valentina, aș vrea să trasăm pe scurt povestea care ne-a adus, iată, la acest moment în care Ana are propriul ei contrabas. Mulțumesc de invitație, Marius. Mă bucur tare mult să fiu astăzi alături de voi aici în platou. Da, Ana este un viitor talent al României și eu mă bucur foarte mult că are această șansă, a primit acest contrabas cadou și cred că toți suntem alături de tine cu sufletul și cu gândul, pentru că sunt convinsă că o să ajungi pe marile scene internaționale. Povestea Anei este foarte frumoasă. Sunteți trei surori care ați pornit pe calea muzicii și important este că
Ana s-a dovedit pasionată de ceea ce face. Ai început cu pianul, ai continuat cu naiul și uite de acum ești pe mâinile contrabasului, să spunem așa. Mi se pare foarte frumos acest parcurs și faptul că voi munciți din greu, cred că trebuie să fie cumva ca un semnal așa tras societății românești, pentru că voi artiștii, tinerii artiști, aveți foarte mare nevoie de sprijin. Uite că lucrurile, minunile se întâmplă. Tu ai fost protagonista emisiunii realizată de Ruxandra Țuchel. Exact. Și acolo practic toată lumea a început să te cunoască, pentru că sunt convinsă că în perioada următoare o să te cunoaștem tot mai bine, pentru că tu o să ajungi pe marile scene, nu am nicio îndoială. Să știi, Ana, că este alături de noi la telefon însă și profesorul tău este Săndelț Mărândescu, lector la Universitatea Națională de Muzică București. Îl salut și pe dumnealui și mulțumesc că este astăzi la TVR Cultural. Înainte însă de a vorbi puțin despre ce înseamnă contrabasul pentru tine, da? Un instrument poate mai puțin obișnuit pentru o muziciană. Vreau să intru în legătură un pic cu Georgeta Moga și Călin Vultur de la Reghin, pentru că noi am vorbit în prima parte a emisiunii despre mecena și inclusiv despre discreția pe care un mecena o presupune prin definiție, dar și prin rolul pe care îl are. Trebuie să vă spun tuturor că a fost destul de greu să-i convingem pe cei doi artizane acestei surprize pentru Ana să fie alături. Mulțumesc și pe această cale pentru gestul dumneavoastră de generozitate și vă invit de asemenea să-mi spuneți un pic cum ați ajuns la el. Bună ziua, mulțumim și noi pentru invitație și mulțumim pentru cuvintele frumoase. Eu să spun mai puțin, lucrez cu Călin de vreo 25 de ani. Nu este prima dată când facem așa ceva. În fine, structura activității noastre, ajungem să fim în contact cu muzicieni, instrumentiști, profesori, pur și simplu cu copii care doresc să facă muzică și atunci când simțim că este o nevoie, încercăm și noi să facem ce putem, sigur, nu prea mult, suntem un atelier mic, ca să îi ajutăm pe cei care au nevoie de instrumentele noastre să le aibă. Mi se pare că talentul este ceva ce ar trebui neapărat încurajat. Îmi imaginez că într-un viitor în care o să fim mai bogați, o să existe un fel de bancă de instrumente prin generozitatea poate și altora. Și toți copiii care au talent sau tinerii care au talent și doresc să muncească ca să urce pe marile scene ale lumii, s-o poate face. Cred că avem o întrerupere. Acum am reluat legătura. Vă auzim. Da, vă auzim. M-ați auzit până acum, sper? V-am auzit până la momentul în care ați vorbit despre intențiile care se pot transforma în realitate și exemplul dumneavoastră care eventual se poate fi urmat și de alții vis-a-vis de generozitatea față de acești tineri. Știu că prin străinătate există fundații care sunt proprietarele unor instrumente faimoase și care ajung în mâna unor artiști în devenire spre a le rotunji performanța. Poate că măcar niște instrumente de nivelul celor pe care le facem noi la Reghin să ajungă să fie într-o bancă de instrumente și tinerii care au nevoie de ele să le poată folosi. Aș vrea să-l întreb și pe... Vă rog. O datorie a noastră, pentru că ambasador mai bun decât muzicienii noștri, nu cred că există. Uitați-vă ce nume avem pe scena internațională a muzicii și cât de mândri suntem când ajungem să-i vedem. Călin a lucrat acest instrument cu mâinile lui și cred că este mai în măsură decât mine și sigur în colaborarea cu domnul profesor Smărândescu este mai în măsură decât mine să vă povestească despre asta. Înainte însă, mulțumesc pentru cele spuse de dumneavoastră, înainte însă de a-l asculta pe domnul Vultur, aș vrea să o întreb pe Ana, cum a făcut acest parcurs de la pian și nai către contrabas, cum spuneam și mai devreme, un instrument mai puțin obișnuit pentru o tânără muzician? Eu mereu l-am admirat. Am admirat și informații peste tot în orchestru unde am văzut contrabas.
Mereu mi-a plăcut și sunetul. Sora mea mai mică a început cu câțiva ani înaintea mea violoncelul, care este tot așa un instrument mai cu sunet mai gros. Și mi-a plăcut foarte mult așa sunetul ăsta așa mai jos decât vioara obișnuită. Și am făcut mulți ani de pian, deja 9 ani, și am început și naiu prin clasa 5-a, dar contrabasul a fost cu totul altă experiență. Și pianul și naiu îmi veneau foarte ușor să le fac, dar contrabasul am simțit că trebuie să muncesc mai mult și de fiecare dată simt că îmi doresc să lucrez, să fac mai mult decât... Contrabasul, simți că va rămâne o poveste de dragoste pe termen lung? Da, categoric. El poate că reprezintă drumul pe mai departe al tău în această lume a căutărilor care țin inclusiv de instrumentele pe care le-ai ales? Da, sunt sigură că contrabasul o să rămână mereu. Domnule Vultur, mă întorc la dumneavoastră acum, pentru că sunteți cel care a făcut contrabasul Anei. În ce fel v-a atins în momentul în care ați aflat o poveste a ei? Păi, de fiecare dată când aud de un copil talentat, încercăm cumva să-l promovăm și noi, să-l ajutăm. Și la... Domnul Smărândescu ne-a recomandat, de la el știm povestea, și așa am început. Și am zis că haideți, să, dacă se poate, să ajutăm. Bun, păi dacă l-ați amintit pe domnul Smărândescu, este alături de noi prin intermediul legăturii telefonice. Bună seara, domnule Smărândescu, bun venit la TVR Cultural. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru prezență. Cum spuneați și în fragmentul din emisiunea colegei noastre, Ruxandra Țuchel, contrabasul, un instrument nu chiar cel mai comod aparent pentru o tânără interpretă, pe de altă parte cu niște beneficii clare. Aș vrea să vă rog să dezvoltați un pic această simbioză care se creează între muzician și instrumentul pe care acesta îl mânuiește. Se știe că un instrumentist trebuie să ajungă să fie una cu instrumentul său și asta se întâmplă prin dăruire totală, prin studiu în fiecare zi. Dar pentru asta e nevoie și de un instrument pe măsură. Iar eu, știind instrumentele domnului Vultur, colaborând cu dânsul, pot să spun că este un instrument foarte, foarte bun. El, domnul Vultur, face cele mai bune instrumente, nu numai contrabași, dar și violoncei și chiar și viole. Și mă bucur foarte mult că a răspuns afirmativ și a vrut să facă acest gest. Știu că sunt amândoi, și doamna Moga și dânsul, niște oameni de mare calitate și sunt sigur că Ana va progresa foarte mult cu acest instrument. De altfel, oricare copil din țara asta, dacă ar avea un astfel de instrument, ar putea să progreseze. Eu predau și la Lipatii, am acolo un singur elev, că nu am timp, dar predau la universitate și... la Universitatea Națională de Muzică din București și pot să spun că instrumentele dânsului sunt extraordinare și noi am cumpărat pentru universitate, iar acest instrument sigur va fi folosit de către Ana, cred că toată viața ei. Îi doresc să aibă succes și putere de muncă. Tocmai pentru ca viața instrumentului să fie una lungă și fructuoasă pentru muzicianul care îl posedă, vă întreb, domnule Smărândescu, ce trebuie să facă Ana mai departe pentru ca relația cu acest contrabas să fie una optimă? Și aici mă refer la lucruri care țin inclusiv de specificitatea instrumentului, de condițiile de păstrare și de mânuire ale acestuia. Păi toate lucrurile astea, sigur că i le-am spus, eu lucrez cu Ana, sigur, în privat,
și încerc să o ajut măcar o dată pe săptămână. Da, trebuie să aibă grijă. El la transport are de, au luat deja o husă, la umiditate, să, iarna de obicei se sparg instrumentele din cauza că în case aerul devine mai uscat. Toate lucrurile astea, mă rog, le află și permanent de la mine și, pe de altă parte, trebuie să studieze, să aibă acest entuziasm și să-i rămână și să fie foarte perseverentă. Pentru că, vă spun sincer, la ora actuală sunt foarte mulți chitariști, sunt foarte mulți pianiști, dar noi, la contrabas, nici măcar la filarmonică sau chiar și la filarmonică, chiar și la radio, la toate orchestrele mari, nu mai avem instrumentiști pe care să-i angajăm. Sunt așa de puțini și instrumentul e atât de frumos că de multe ori substituie violoncelul și poate să facă și recitaluri și concerte. Doar cine nu știe cum ce poate contrabasul, doar acela nu poate să-și închipă asta. Dar sper să aibă succesul ăsta și să studieze foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la TVR Cultural, domnule Zmărândescu. Ana, l-ai auzit pe îndrumătorul tău, așadar trebuie să ai grijă de acest instrument. Spune-mi, cum i-ai defini sunetul după așa o întâlnire rapidă cu el? Cum ți se pare că e un sunet care te bucură pe tine, care rezonează cu ceva în interiorul tău? Da, un sunet care mă împlinește. Eu așa mi se pare minunat, că e cel mai frumos spus în felul acesta. Și în felul acesta vorbim și despre tradiția instrumentelor de la Reghin, una bine cunoscută. Doamnă Moga, domnule Vultur, știu și aș vrea să-mi confirmați această informație că instrumente realizate în atelierul Milasis acolo la Reghin au plecat, au fost selectate inclusiv de muzicieni de talia unui Zubin Mehta, greșesc? Este întâmplarea cadou a anului 2023. Așa, vă rog să o lărgiți. O să vă povestească că așa. Eu am fost în background de data aceea, dar a avut șansa extraordinară să-l întâlnească pe maestru. Domnule Vultur, vă rog, microfonul vă aparține, o poveste care merită spusă. Da, sigur. Asta e chiar ceva deosebit și se întâmplă câteodată și așa ceva, să avem întâlniri sau așa lucruri deosebite, pentru că încercăm să facem instrumentele cât mai bune posibil, dar atunci când un instrumentist cântă la ele, atunci ne dăm seama cu adevărat dacă e un lucru bun sau un lucru mediocru, dar când sunt apreciate ne bucurăm foarte mult. Bun, și Zubin Mehta, practic, a avut ocazia de a cunoaște instrumentele făcute de dumneavoastră și de a alege câteva? Da. În cadrul festivalului Enescu, noi de mult ani închiriem instrumente pentru toate orchestrele și dânsul știa și anul ăsta, înainte să vină la festival, ne-a anunțat că ar vrea să cumpere câțiva contrabași, 3 mai exact, de la Reghin, de la luthier Reghin. Și le-am prezentat acolo când a ajuns dânsul și dintre care erau acolo au ales 2 de ale noastre, 2 contrabași de la noi și unul de la un coleg. 3 instrumente au cumpărat pentru orchestră din Mumbai. Contrabasul se pare că vă poartă noroc. Avem inclusiv astăzi proba acestui noroc alături de noi. Valentina, mi se pare și o ocazie bună de a vorbi, și aici este într-adevăr în bună măsură domeniul tău, despre eforturile pe care TVR Cultural le face pentru a identifica și pentru a și sprijini tinerii muzicieni, cum este Ana. Așa este. Pe lângă faptul că TVR Cultural transmite, sigur, concursul internațional George Enescu, care iarăși înseamnă o șansă de promovare a tuturor concurenților, am luat cumva și la bani mărunți, să spunem așa, industria aceasta muzicală din România și suntem cumva noi, TVR Cultural, încercăm foarte mult să sprijinim tinerii.
seria de emisiuni realizată de Ruxandra Țuchel a fost ca un fel de debut al acestui pas. Ea a culminat cu acea gală de 1 decembrie, exact, care a fost dedicată tinerilor artiști, nu doar muzicieni, ci și artiști din zona artei plastice, artiști din zona teatrală și așa mai departe. Încercăm să ne facem o misiune din acest lucru și ne dorim foarte mult să ajutăm cât de mult posibil zona artistică, pentru că artele întotdeauna vor fi și vor juca rolul de ambasador, nu atât pentru România, cât în afara ei. Este foarte important, artele întotdeauna ne vor identifica ca cultură, ca popor, ne vor reprezenta cel mai bine la nivel internațional. Iar datoria noastră aici ca români și ca, bineînțeles, canal de televiziune dedicat artei, culturii, educației și așa mai departe, este de a promova și de a sprijini cât de mult posibil acești tineri. În curând vor urma și o serie de podcasturi ce vor avea protagoniști pe acești tineri extrem de talentați ai României și încercăm pas cu pas să clădim ceva, pentru că e foarte important să aibă susținerea noastră. Ana, în momentul de față, sigur, inclusiv prin prezența ta sub ochiul camerelor de filmat pe un post de televiziune național, poți să devii un soi de model pentru colegi de-ai tăi, tineri muzicieni la fel ca tine. Aș vrea să intrăm un pic și într-o zonă care ține de studiu, de pregătire, de muncă, întrebându-te cam cât studiezi pe zi cu și pentru acest contrabas. Zilnic în jur de 3-4 ore, cam așa studiez. Depinde, lucrez și cu pauze, cu multe pauze, ca să nu obosesc și după să pierd cumva. Și repet și dimineața și seara. Eu învăț la școală după amiaza și de aceea învăț și repet și înainte de școală și după școală. Deci, practic, în fiecare zi, 3-4 ore sunt dedicate, da, studiului cu contrabasul. No. În momentul de față, doar contrabasul, pianul și naiul au rămas cumva undeva în spate. Nu, și la pian mai fac ore, dar nu la fel de intensiv ca înainte. Acum mă axez pe contrabas. Spune-mi dacă există la un moment dat un soi de oboseală care intervine în acest studiu al tău și poate te gândești în baza acestei oboseli: mâine n-am să studiez. Ai asemenea episoade? Nu neapărat. Uneori oboseala mă cuprinde așa oboseala, numai că de fiecare dată găsesc ceva să mă motiveze. De exemplu, mai și ascult muzică la contrabas, cântată de diferiți artiști și asta chiar mă motivează să studiez, să ajung și eu așa. Doamna Moga, domnule Vultur, iată că vă vede multă lume în acest moment și îmi imaginez că este posibil ca după acest gest foarte frumos pe care l-ați făcut să vi se solicite să faceți și altele. Cum veți răspunde unor asemenea eventuale cereri? Eu vă spuneam mai înainte, suntem un atelier mic, dar n-a fost niciodată o situație în care noi să spunem nu din capul locului. Deci Ana cred că este al treilea sau al patrulea copil care trece pe la noi. Mai avem o tânără care este violistă în Filarmonica George Enescu acum, o alta în Italia a terminat cu Magna Cum Laude de la Milano. Deci ne bucurăm și încă o dată, nu să spunem nu, o să facem tot ce putem să ajutăm. Călin poate să vă zică mai multe, sunt mâinile lui. Absolut. Care... Voiam să-l întreb și cam cât timp durează să facă un asemenea instrument? Păi durează cam 2-3 luni, dar sunt și perioade în care trebuie așteptat ca să se usuce cleiul sau lacul, nu se lucrează efectiv. Dar cam atâta durează. Este o tradiție foarte frumoasă, aceea a lutierilor, una care ne leagă practic de secolele trecute și de gloria acestei bresle. Eram curios și firește că nu pot să-mi împiedic această întrebare, dacă între timp au intervenit schimbări majore în construirea unui asemenea instrument. Schimbări n-au intervenit. Instrumentele la fel sunt construite.
poate în tehnica de lucru au mai... La ea mă gândeam, firește, la tehnică, la ceea ce înseamnă manufacturarea unui asemenea instrument. Dar puțin se poate face pe mașini, foarte mult se face din mână și cu sculele care erau și acum 300 de ani. Deci așa facem noi. Poate că există, nu știu, fabrici, să zicem, mai mari, nu la noi neapărat, în alte părți, dar instrumentele manufacturate în atelier oarecum copiază tehnicile acelea străvechi de la 1650, poate și mai repede. Și le și vedeți în filmul care se proiectează acum. Exact, deci, sigur. Se lucrează cu mâna pentru că lucrul acesta, deci operațiunile manuale, respectă lemnul. Pot să vă întreb, cam cât costă un asemenea instrument, doamnă Moga? Prețul unui astfel de instrument este în jur de 3.000. Deci cel pe care l-are Ana, l-am cotat noi la 3.000, dar sunt la noi. Dar prețurile sunt doar, nu știu cum să vă spun, o unealtă din asta de apreciere, oarecum... Vorbim de 3.000 de euro, da? Da. Oarecum singulară, pentru că în funcție de lemnul și de manopera investită în instrument, sigur că prețurile pot urca până la sume astronomice. Deci probabil că un instrument bun, un contrabas bun, chiar și nou, poate să ajungă lejer la 50.000 de euro. Bun, iată așadar că avem un instrument cu o valoare importantă pe care l-ați oferit gratuit Anei Țoța și, sincer, prin intermediul TVR-ului, firește, și prin contribuția TVR Cultural. Și îmi doresc foarte mult să-l și auzim, pentru că îl avem, Ana, alături de noi. O să ne cânți ceva. Da. Da? Ne spui ce? Este un studiu din metoda de pe care lucrez eu. Te ascultăm. Mm-hmm.
Bravo. Mulțumim foarte mult, Ana. Într-adevăr, așa cum am spus, a fost o a doua parte atipică a emisiunii Intrare Liberă astăzi. Ana Țoța, mulțumesc din suflet încă o dată. Le mulțumesc în mod special doamnei Georgeta Moga, îi mulțumesc domnului Călin Vultur, artizanul acestui instrument care, iată, așa cum am spus și mai devreme, prin intermediul TVR Cultural ajunge la Ana Țoța. Îi mulțumesc și lui Sandel Smărândescu, a fost alături de noi prin intermediul legăturii telefonice, Valentina și ție, evident, ca de obicei, și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi la o intrare liberă în care am vorbit în primul rând despre generozitate. Eu sunt Marius Constantinescu, rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.